Mă auziți? Da, o să refacem. Mă auziți, domnule Aldescu? Alo? Mă auziți? Bună ziua! Bună ziua, mă auziți? Da, noi vă auzim. Cristi Aldescu sunt. Referitor la ce spuneți dumneavoastră că există un conflict, din punctul meu de vedere, eu consider că DSP-ul ar trebui să transporte cadrele medicale pentru recoltare. Dacă se impune, putem să mergem și noi, dacă se impune. Niciun echipaj de la ambulanța Gorj nu a refuzat ca să meargă la recoltări. Ideea este în felul următor. Noi v-am prezentat niște costume pe care le avem noi în dotare, combinezoanele alea albe, cu care trebuie să mergem la recoltări. Dacă dumneavoastră le aveți, rugămintea noastră ar trebui să le... Îi rog pe colegi să le arate. Acestea sunt, da? Prezentați. Acele combinezoane sunt, nu sunt conforme stasului. Nu, aceste combinezoane sunt pentru grătinari, zugrați, mecanici, instalatori și așa mai departe. De acord, mergem. Dar noi nu vrem să punem, în primul rând, să periclităm situația echipajelor. Pentru că, automat, dacă nu folosim o costumație adecvată și o protecție bună pentru echipaje, automat ne întoarcem între... Și putem să... Stați puțin, domnule Aldescu, stați puțin. Deci, doamnelor și domnilor, în aceste momente aveți pe ecran echipamentele de care dispun medicii de la ambulanța Gorj. Domnule Aldescu, aceste echipamente nu sunt cele folosite în astfel de cazuri pentru a te proteja în cazul unei contaminări. Spuneți că sunt folosite la grădinărit și la activități, nu știu, casnice. Dacă sunteți atentă pe exacte instrucțiuni... Pe instrucțiuni avem și noi, pe banda roșie, telespectatorii pot vedea acest lucru. Asta să vedem. Eu am căutat și am intrat pe net să caut și am transmis și instrucțiunile pentru care sunt folosite. Bun. Aș cerut, domnule Aldescu, având în vedere că ambulanța trebuie să colaboreze cu DSP să transmită acești sau să ducă acești medici acasă la suspecții de coronavirus pentru a lua probe. Ați comunicat că nu aveți aceste costume și că aveți nevoie de costume conforme? Deci eu am discutat cu directorul medical de la noi și ne-a spus că acestea sunt costumele pe care le avem, iar DSP-ul are altfel costume și dacă este să mergem, ne dau costumele care le au ei. Din păcate și pe oare aceleași costume care le avem noi. Nu, iertați-mă, stați puțin, și DSP-ul are aceleași costume de grădinărit, spuneți? Este aceeași firmă. Deci este aceeași firmă care este pe costumele noastre, este și pentru costumele lor. Domnul Aldescu, știți cum se transmite coronavirusul? De ce trebuie să vă feriți? Că în esență vorbim de niște picături de scuipat. Ce costum vă trebuie? De ce au aceste costume? Ce vreți? Un costum biohazard de ăsta care e în Ebola? Dar dumneavoastră e foarte bun costumul ăsta. Ce vă trebuie mai mult? Aveți mască, nu mască chirurgicală, care într-adevăr nu protejează. Mai degrabă protejează pe ceilalți. Stați puțin, că acest... Domnul, deci, da. Numai da. Puțin, numai mască, puțin. Aveți mască puțin, vă rog. Numai fixată, puțin, vă rog. Etanș. Deci numai puțin, vă rog. În primul rând, noi angajații serviciului de ambulanță Gorj nu am fost instruiți ce trebuie să facem. Conducerea serviciului de ambulanță Gorj nu ne-a instruit. Era normal și normal era să ne instruiască, să ne spună ce trebuie să facem. În momentul când nu ești instruit, normal că să creează o panie. Instruit, sunt măsurile de protecție universală. Trebuie să le luați și la HIV-SIDA și la, stai orice puțin, altă. Cum nu sunteți instruit? Păi până acum, cum ați lucrat dacă nu sunteți instruit? Să vă feriți de o viroză. Nu avem sarcini de serviciu să mergem la asemenea cazuri. Cum să nu aveți casa? Ce asemenea cazuri? 80% dintre infecții sunt inaparente. Bun. Ce cazuri? Deci nu vă trimite nimeni la Ebola? La... Domnule Aldescu, spuneți că nu aveți echipamente conforme. Spuneți că nici DSP-ul nu are echipamente conforme. Asta spuneți? Eu am prezentat costumele care le avem noi. Am înțeles. Ideea este în felul următor. Noi nu am fost instruiți ce trebuie să facem în asemenea cazuri. Dar în alte cazuri ați fost instruiți. Niciun echipaj de la ambulanța Gorj nu are. Și vreau să, dacă îmi dați voie, câteva secunde, vă rog mult de tot, nu mă întrerupeți, vă rog. Da, stați puțin. Ziceți, domnul Aldescu. Deci nu ați fost instruiți, spuneți, dumneavoastră trebuia să fiți instruiți de către cine? Noi la ambulanță avem trei tipuri de mașini. Mașinile de urgență cu medic C2,
de urgență care pot să meargă cu medic sau cu asistent medical B1, B2 și mașinile de transport A1, A2. Era normal să fie trimise la aceste, la aceste recoltări mașinile de transport A1 și A2. La noi s-au folosit mașinile care merg cu medic, una dintre mașinile care merge cu medic C2 și mașinile care merg cu, e posibil să meargă și cu medic și cu asistent B1, B2. Din momentul, și e foarte normal era ca să spun în felul următor, fixăm o mașină, iar cu această mașină mergem la aceste recoltări. Nu toate ambulanțele să fie folosite să intre în zona contaminată. Și mai departe, ideea este în felul următor. În momentul când tu cu aceleași ambulanțe transporti mici, gravide, cardiaci și așa mai departe. Avem noi siguranța, așa cum da, spunea între fiecare transport, că nu putem... trebuie dezinfectată, domnule, între fiecare transport, pentru că nu știți dacă gravida nu are coronavirus, HIV, SIDA sau altă boală. Deci, între fiecare, ce spuneți acum arată că nu vă faceți treaba niciodată. Nu, noi dezinfectăm mașinile. Păi noi și atunci despre ce vorbim dacă dezinfectați mașinile? Fiecare nu, caz trebuie considerat, dar nu intrați într-o zonă de contaminare radiologică. Nu e cel mai bun unde intrați dumneavoastră acolo. Tare mult aș vrea să știu cu cine fac este dialog. Este Valvul cu sunt și am pregătire medicală și se pare că dumneavoastră n-aveți nici nu am pregătire înțeles, ambulanțier. Val Vâlcu, domnule Aldescu, este jurnalist de CNews. E foarte grav ce spuneți, deci între două medicală. Cazuri, dacă ambulanța este dezinfectată, ar trebui fiecare caz considerat, înseamnă regulile precauției universale. Și din Bun. Anii 90 se iau la toate cazurile. Ce faceți dumneavoastră acolo în Gorj? Exact ce trebuie. Facem și după fiecare caz și dezinfectăm ambulanța. Și despre ce vorbim? Ce mașini vă trebuie? Tancuri? Ce mașini vă trebuie? De ce vă e frică? De ce ne e frică? Da, de ce vă e frică păi dacă respectați regulile precauției universale? Ce costum vreți? Păi ce să mai spun? Dacă dumneavoastră considerați că nu ne trebuie nimic, înseamnă că nu ne trebuie nimic. Da. Hai să ne ce pot să mai spun eu dacă dumneavoastră spuneți că nu ne trebuie noi nimic? Noi am văzut alt tip de costume. Salariul vă trebuie, că la salariul vă vreți salarii mari. Stai puțin, Val Vâlcu. Hai să ne liniștim un pic, să punem problema în alt mod. Domnule Aldescu, deci noi să spuneți că nu ați fost instruiți, că nu aveți aceste combinezoane, da? Special create pentru protecția într-o zonă contaminată și spuneți că DSP-ul are mașini cu care poate face acest transport al medicilor pentru prelevarea acestor teste? Păi dacă DSP-ul are 6, 7, 8 dastere noi și o mașină cu frig care poate să transporte probe, de ce mai este folosită ambulanța care transportă și gravide și copii și de bolnavi, întrebare, mi-am pus-o și eu. Și se poate răspunde cineva? Un copil cu gripă sau o persoană cu gripă și după aia o gravidă, între ei nu trebuie dezinfectată ambulanța? Gripa tot e mai periculoasă decât coronavirus. Alta a fost întrebarea. De ce trebuie? Păi de ce nu dezinfectați ambulanțele între două transporturi? Domnule Popescu, sunteți viceprimar, cu siguranță funcționați în zona asta de comitete, de situații... Ieri am convocat comitetul pentru situații de urgență. E o situație la Gorj. Ambulanța zice, domne, noi nu suntem pregătiți, nu avem instruire, transportăm și tot felul de persoane. Nu sunt pregătiți în general pentru niciun fel de transport, că asta nu, ce vedem aici... Nu cred că putem pune problema așa, totuși este un serviciu de ambulanță în Gorj. Eu nu cred că acești oameni sunt nepregătiți, nu putem să punem așa ceva în acest moment. Noutatea acestui virus a speriat foarte mulți oameni și nu știu cum să abordeze astfel de situații. Este exact ca într-o situație de gripă, trebuie să trateze la fel. Și te ferești să nu îți vorbească în cazul oricărei alte viroze. Exact. Adică, Lin, cum vezi situația de la Gorj? Cred că ducem puțin situația în derizor, iertați-mă, dar cum spunea și medicul Val Vâlcu, pentru că acum îl abordez pe domnul Val Vâlcu. Pregătit, da. Profesor. Mă rog, cunoașteți foarte bine substanța. Aș vrea să nu generalizăm această treabă, să spunem că serviciul de ambulanță din Gorj nu este pregătit.